relaxare, ce ai observat? Destul de multe informații am accesat, informația referitor la numele Mulgur. Este Mulgur. nava care, da, Muldur sau Muldur. Muldor, așa. Da, e nava pe care e câteodată, destul de des, Extras. extras, da. De ori chiar și în fizică, în fizică văd mai mult. Am acces informația un super soldat clonă de asta. Zeta Reticuli, văd și o echipă de reptilieni. Așa. A fost introdus într-un program, n-am reușit să accesez numele programului. Sau Partea de are un aici, da. implant Are. foarte. Așa. Scuze-mă, are un implant, mi-a venit informația periculos, trebuie scos cu mare grijă din tâmpla dreaptă. Așa, motivul pentru care transpiră este un mod de al său de a elibera substanțele care îi se introduc și de asemenea are o problemă cu chakra gâtului, glanda la nivel fizic. Așa. Glanda tiroidă. Da. Da. Da, deocamdată. Așa, vreau să-mi spui. Acolo, în acel spațiu, vreau să te duci să-l atingi. În primul rând, să punem o protecție acolo. Așa, ca să-l lucrăm protejat. Nici cu interdicție, da? Rugăm sursa să trimite lumină peste spațiul care se află, Gabriel. Ce spațiu unde totul este posibil? Pun o protecție și interzicere de interferare din partea tuturor tipurilor de cenușii, reptilieni, entități regresive. Încât să putem lucra în liniște acolo. Bun, interdicție. Și vreau acum, Ana, să-l atingi și să-mi spui dacă este el sau dacă este o clonă în fizic. În fizic. Atinge. Atinge-l pe el. Spune-mi ce simți. Îi poți citi ADN-ul? Nu. Singurul lucru care pot accesa e doar deci se prezintă cu spiritul său, spune că el l-a îndrumat. Se vede o parcă e acoperit de o energie neagră. Dar în interior vezi lumină? Da. A, deci există parte sufletească, da? Nu este o clonă. Nu. Nu. Bun. Ne dă accept spiritului? Bun. Mai întâi să rugăm spiritului să elibereze, să elimine această energie neagră din jurul lui. Ce este? Dar mai întâi doresc să activăm, să cer să fie activat acel ecran mare, da? Și să fie conectat sufletul lui, partea din inconștient, la acel ecran, da? Toate informațiile din ADN-ul lui, toate informațiile, programele din inconștientul lui, să fie proiectate pe acel ecran când noi cerem acest lucru. Și eu cer acum să vedem proveniența acestei energii, da? Din această energie neagră gri din jurul lui, acum, pe acel ecran proiectat. Da, e o plasmă. E o plasmă și îl blochează, nu? Ionică. O plasmă Ionică. ionică. Și ce rol are această plasmă? Ea nu face sesiunea. Nu face sesiunea.
Da. Cei care m-au vizitat erau ei. Prietenii ăia doi pe care i-ai văzut înainte de sesiune, între ghilimele, nu? Și ți-am zis că întotdeauna există după acei prieteni, niște. E bine de verificat și în spate. Că am mai întâlnit prieteni de genul. Așa, vreau să punem invizibilitate acum, să ne punem și noi invizibilitate. Dar și invizibilitate peste protecția spațiului. Da, de acolo. Dar și pe deasupra corpurilor fizice. Și să fim percepute doar de spiritul lui, spiritele noastre și sursa. Și poate de anumite spirite progresive, da? Să vedem. Bun, deci o plasmă ionică. Bionică. Așa. Și o să întrebăm spiritului cum se poate elimina, neutraliza această plasmă bionică. Cine deține această tehnologie care poate neutraliza? Pentru că o tehnologie se neutralizează cu altă tehnologie. A înlăturat-o spiritul. Ah, bun. Are această putere, spiritul. Și ce a făcut cu ea? Se află aici în fața noastră. Așa. Levitează și schimbă forma, pare lichidă. Se văd forme geometrice în ea. E neagră, transparent, ca și culoare. Iar acele forme geometrice sunt programe, nu? Arată exact ca și acele... cum face albina. Ca un fagure, nu? Hexagonal. Da. Hexagonal, asta este inteligența artificială. Bun. Se poate trimite la reciclare acum? Da. Pe vacuumul galactic, acum trimisă și distrusă acolo. Până la ultimul atom. Astfel încât să fie reciclată și crea ceva benefic pentru umanitate. Ce vezi, Ana? Spune-mi. Îl văd scindat. Îl vezi scindat acum? Da. Adică... Și din cauza clonelor, și din cauza traumelor. Îl vezi în două părți acum, dacă ar fi să faci o descriere vizual, în mai multe, în câte? Parcă e el întins așa și se văd 10 forme ale capului. 10, nu le-am numărat exact, arată în jur de 10. Arată așa întins. Și care parte are lumina din aceste 10? Care din ele? În toate se vede lumina. În toate se vede lumina. Da. E așa, în linie. Este conștient vreo parte? Nu prea. Nici nu, dar nici nu răspunde. Nu răspunde, nu? Bun, știi de ce nu răspunde? Pentru că este în hipnoză negativă. Și rugăm spiritului și rog sursa să trimită codurile necesare pentru decrearea hipnozei negative, da? Pe care i-au plasat-o entitățile regresive, cenușii, reptilienii, sectoizii. Sunt și niște insectoizi acolo. Da.
Iar spiritul lui, la care putea lua o parte, cea mai conștientă parte din toate aceste 10, să o ducă la momentul de dinainte de hipnoză. Și să fie decreată de acolo, în acel moment. Acea vrajă, acea hipnoză, acea Înainte să vină. paralizie. Cum? E dinainte să vină. E de dinainte să vină pe teren, nu? Da. Da. Cel puțin în viața asta, cel puțin. Hai să ne arate spiritul pe acel ecran, pentru că spiritul a fost spectator la toate evenimentele sufletului. Să ne ducă la momentul inițial, la primul moment, la primul contact al sufletului cu cenușie gri sau cu reptilieni. Acum, fii activat acolo cea imagine. De când l-au găsit? Unde l-au găsit? Mi apare ca imagine o navă. O navă l-au găsit. Și el era singur pe acea navă? Nu, nu, nu. Cu cine era? Nu, dar informația care îmi vine, iau, pentru ei erau ca o comoară ADN-ul lor. ADN-ul lor, vorbești la plural, câți erau în acea navă? Cinci? Zi, Gabriel. Vorba cumva de ceva ce se numește firul lui Adam? Câți erau pe navă, Ana? O să vedem, da? O să... Nu știu de ce mi s-a blocat imaginea pe o navă care, deci, e uriașă. Așa, de blocat. Așa, văd un atac asupra acestei nave. Așa. Ei sunt mulți aici. Cum arată ei acolo? Cum arată? Au încercat să evadeze de pe planetele lor. De pe planetele lor în timp ce erau atacați de... Erau atacați de către cine? Îmi vine reptilien, dar văd mai multe rase. Deci ar ne duce la acel război, nu? Galactic. Ei cum arată în acea navă? Ce formă au? Humanoidă, cum arată? Umanoid? Da. Așa. Cum arată fizic? Văd că au niște costume pe ei. Ce culoare? Albastru. Albastru. Sunt și femei și bărbați? Da, albastru cu negru. El unde este acolo? Ia, găsește-l pe el acolo. Găsește-l. Pe el l-am căutat, pe el îl văd aici, dar nu-l văd clar, nu știu de ce. Bun. Număr de la 1 la 3, iar la 3 se clarifică imaginea foarte mult. 1, 2, 3. Acum. Clar. Felinoid. Felinoid. Da. Felinoid. Uite, mi s-a făcut pielea găină. Așa. Și sunt și toți sunt felinoizi pe acea navă sau sunt și alte rase? De umanoizi. Sunt și alte rase. Progresive, nu? Ce informații îți vin? Ce alte rase sunt? Pleiades, Sirius. Da, exact. Pleiade. Pleiade, mai văd aici. Așa. Da, au venit în ajutorul lor. Așa au ajuns pe navă. Uite, mă trec curenți. Pleiadieni au venit în ajutorul felinoizilor? Da, o parte din ei, da, care au scăpat. Wow.
Știi cum mă trec? Valuri, valuri Și mine. câte... Da. Acestea... Bun. Și Vreau să... Liria. Și lirani. Și lirani. Și ce altceva mai vezi? Ce alte rase? Văd aici când îi urcă pe navă, le spune că a venit în ajutorul lor și că trebuie să plece urgent. Așa. Ei fug de mai mult timp și sunt în căutarea altor rase în ajutor, dar în același moment caută ajutor și aceștia. Și se întâlnește, așa se instaurează, se formează Confederația Galactică. La un moment dat, probabil. Pentru că și-au căutat ajutorul unul de la ceilalți în Da. acel război. Foarte Însă, pentru că i-au prins, dar... I-au prins. I-au prins și i-au ținut captiv pe Terra? Hai să dăm șerul evenimentelor mai încolo, dar hai să vedem cu el ce s-a întâmplat cu Gabriel. Hai să Mai vedem. înainte? Mai înainte șerul evenimentelor, da. Deci, ce s-a întâmplat? Cum a ajuns să fie capturat și să fie capturat și apoi ce s-a întâmplat? S-a extras ADN, material genetic, porți din suflet. Da. Asta a fost aproape o execuție imediată. Deci, îi văd ca niște animale asupra lor. Îi văd disperați. Deci, rasa oponent. Foarte agresivi. Așa. Îi separă urgent. Ca să nu mai comunice între ei. Da. Așa li se injectează ceva. Le injectează ceva. Da. Și acel ceva ce le injectează, ce le produce? O uitare, amnezie, amorțeală, citesc informația. Da. Deci e ca o legumă, nu știu cum să spun asta. Și îi poartă pe mai multe planete, că îi separă și pe ei. Pe ce planetă îi separă? Saturn, Jupiter, Uranus și Marte. Așa. Pe unei duc chiar mai departe, din afară din sistemul solar. Sistemul ăsta solar. Orion? Da, ceva cu Orion mi-a venit înainte, dar n-am... Da. N-am. Orion? Venus? Venus nu prea. Nu prea. Așa. Sirius B? Da. Sirius B, da. Sirius A? Nu. Nu. Pe Sirius A nu, că sunt facțiunile pozitive, progresive. În Pleiades, undeva pe o planetă din Pleiades? Da. Da, și acolo, nu? Da. Îți vine? Așa. Da, dar îi văd pe acei localnici ca fiind... nu știu ce îmi vine, așa îi văd, parcă sunt infectat. Așa îmi da, vine. Sunt hibridați. Sunt interferați, da, de rasa reptiliană. De planetă. Da. Adică au încheiat niște înțelegeri. Și care ar fi aceștia? Cum ar arăta acei pleiadieni? Cei infectați? Da. Cred că îi văd mai negricioși. Mhm. Mai negricioși în sensul de...
Energetic vorbim, nu? Da, și hibrid, și văd și hibride. Și vezi și hibrizi. Da, asta au făcut ei. Au preluat pentru că au luat din ADN-ul raselor progresive, da? Unde ei au lucrat, au ajuns la, da? La ADN foarte frumos, erau mulțumiți de creația lor și ăștia au venit, le-au furat creația și au introdus ale lor, da? Părți din ADN-ul lor, experimente, răpiri, da? Așa. Au spus că nu poate, nu riscă să aibă un lider pur, cu sânge pur. Cum? Nu pot risca să aibă, să ducă un lider cu sânge pur. Dacă eu nu prea mai au șanse, dacă sânge sunt mulți lideri cu sânge pur, adică de pur neinterferat de rasele astea regresive. Și au încercat să captureze cât mai mulți de ăștia cu ADN, cu sânge pur, cu între ghilimele, da? Să le ia puterea. Da. Fii sigur că devine ei stăpânii acestei galaxii. Și chiar acest univers își doresc. Bun. Deci așa a început totul. Și de câte vieți se lucrează pe el? De câte vieți îl răpesc? Mm, 380 380 de vieți. Bun, da. Hai să vedem. Bun, hai să fie închise acele portaluri, acele imagini. Și vreau să apară pe acel ecran reprezentarea ADN-ului a lui Gabriel de pe această linie temporală și de la acest corp fizic, da? Acum. Sunt mai multe. Deci, hai să vedem. Cât este felinoid? Ce procentaj? 65%. Așa. Așa. Văd de algrilor, reptilienilor. Hai să vedem cam cât de la gri, cam cât de la reptilieni. Aproximativ. Dar ca să avem o idee. Da. În prezent 10% gri. Da. 30% reptilian. Așa. Și în afară de felinoid, mai vezi altceva? Aș spune urme, dar... Urme. Liria, da. Liran, da. Ah, ce-au pățit pisicile. Așa. Bun. Acum. Este momentul acum. Să vedem cum facem. Și cerem ajutorul sursei și al spiritului lui, pentru că acele 10 părți sufletești și fragmente să încearcă să fie unificate pentru a putea începe să îi cheme pe toți acești gri și reptilieni pe acel ecran. Dar e nevoie de o forță mai puternică, suflet împreună cu spirit. Și să rugăm spiritul, cerem ghidare de la sursă, cum este cel mai bine de procedat pentru unificarea celor 10 părți de suflet într-unul singur și toate fragmentele într-unul singur. Și tu, Gabriel, din fizic, prin intenția ta în interiorul tău, ceri spiritului, ceri sursei să te ajute la această reunificare a tuturor fragmentelor de suflet al tău, esenței. Acum. Rog sursa să trimită lumină pură, coduri,
către toate acele fragmente, sufletești 10, toate acele fragmente 10. Sunt coduri astfel încât aceste coduri să neutralizeze toată hipnoza, toate substanțele injectate. Acum, 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 acum. Da, astfel și se trezească, știi? Da. Îl văd ca și felină. Ca și... Așa. Tigru, leu. Ce de felină? Leu. Leu. Da. Leu. Leu. Ah. Încep să se trezească acele 10 păruri, se unifică? S-a unificat. S-a unificat, da? Da. Ia atinge leul acum. Întreabă-l cum se simte. Amorțit. Amorțit. Rugăm sursa să trimită lumină peste el. Rugăm spiritului să-i facă o vindecare. Rog sursa să trimită lumină pe frecvențe specifice vindecării lui și dezmorțirii lui. Ne spune că de prea mult timp nu a avut acces la astfel de energii și nu este abituat încă cu ele. Da, să trimită sursa atât cât poate el acum integra și să rugăm să-i trimită în continuare în dozele optime pentru el și la nivel energetic, dar și la nivel fizic. Și iar mă trec așa fiori. Da, trimite tot câte puțin, așa ca niște picuri. Așa, picături. Astfel încât să le integreze ușor și ușor. Să nu producă șocuri în sistemele lui energetice. Da. Are multe implanturi. Cum? Are multe implanturi. Are multe implanturi, da. Stringuri. Când se mai întremează puțin, da, își arunce o privire asupra celor implanturi, să le conștientizeze. Și cu ajutorul spiritului și sursei, pe acele implanturi care este safe să le scoată singur, să o facă, dar mai întâi dezactivate, care nu este în regulă să le scoată singur, dar cu ajutorul entităților le lăsăm pentru puțin mai încolo. Mai întâi este necesar să mai întremeze el. 80% din ele sunt prinse. Rugăm sursa și spiritul lui. Spiritul lui știe care implanturi se pot scoate acum în siguranță, fără să producă leziuni, perturbări. Da. În siguranță, dar dezactivate mai întâi. Dezactivate total. Zero. Zero toate. Wow, a căzut ca o armură așa. Așa. De... Și toate dezactivate, neutralizate, toate camerele de urmărire, toate dispozitivele de control, manipulare, toate dezactivate, umbrite, trimise la reciclare. Wow, spiritul e foarte, foarte activ. Mulțumim spiritului, mulțumim, mulțumim, mulțumim să lucreze ta. Și cu lumină de la sursă rugăm și sursa să trimită lumină atât cât este necesar, nevoie, spiritului lui Gabriel să lucreze pentru el. În siguranță și protecție. De pe spate, de pe umeri,
coloană. Așa. Aici, în spate, la creierul mic. La creierul reptilian, da. Da. Te dă și dureri de cap. Da, în gât. Le scoate pe toate acestea. Minunat. Așa. Aha. Începe să se ușureze și Gabriel în vizi. Da, din ficat, substanță. O substanță din ficat, da. Da. Extras acum. Își înapoiază tot ce i s-a extras de la el, din ficat. Așa. 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 Mai văd jos și la picioare. Da. La glezne, parcă să-i țin prinse picioarele să meargă înainte. Niște lanțuri grele. Da. Greutate văd și eu. Așa, da, scoase. Decreate acum, decreate, total. Scoase. Aruncate pe vacuum. Da. Wow. Mi s-a ridicat vibrația 80%. Da, începe să își preia puterea înapoi. Să vezi dacă se enervează leul. Da. Aici, ăsta. Așa, ăla, acolo îl lăsăm deocamdată. Da. Este dezactivat? Cel puțin? Nu. Nu, este activ, a? Da. Poate sursa să-l dezactiveze? Sau este necesar să-i chemăm pe ăia responsabili? Asta e responsabilul. Mai lăsăm puțin să se recupereze, să prindă forță. Era înapoi, așa, memoriile. Stai că dacă se enervează leul... Vezi ce pățesc. Wow. Începe să-și recapete, da. Forța, vitalitatea, puterea, originală. Începe să-și o integreze acum, văd, trimite pe meridiane. Da. Și în toată blana lui văd că se activează, toată blana lui. Parcă se ridic tăierea, așa, știi? Corpul mental și acesta se integrează. Avea un filtru. Așa. Așa. Are legătură și cu asta. Implantul de la tâmplă. Bun. Acum este pregătit. Oh, wow, stai puțin. Ce? La smuls el. Aoleu. Ia, hai să L-a distrus? Păi el zice, așa mi-a zis, pentru că eu i-am transmis telepatic, de ce te-ai grăbit? Zice, eu sunt mai puternic decât orice implant de ăsta, jucăriile lor, zice. Da. Zice acum că, zice, eu știu că pot. O forță imensă are, wow. Am e greu să stau lângă el. E, wow, din ce în ce mai mult își recuperează puterea. Deci reptilienii, eu nu știu dacă i-am mai văzut așa panicați. Așa, acum
să-i cheme pe acel ecran în fața lui, pe acel ecran, da, acum, în fața lui, toți, toți ăștia care l-au implantat, care l-au legat, care l-au avut, toți pe acel ecran, toți, toți, toți colaboratorii, toți. Da, nu pot să fac să vină, dar da, se prezintă. Așa, mă rog că nu sunt în fața lui, că iar... Da. Așa. Și să le dea un ordin, să le dea un ordin, absolut, toate consimțămintele, conștiente, inconștiente, toate contractele, toate înțelegerile, din toate timpurile, dimensiunile, universurile, toate repetate, arse de create acum și pentru eternitate, acum. Înainte, și dacă le-a cântărit și le-a dat foc. Să le dea ordin să-și extragă toate cablurile, toate stringurile care au rămas și toate implanturile dezactivate acum și cele ascunse. Da? Toate, și din casa lui, și din casa lui, toate dezactivate, retrase. Pentru că are și în casa lui are dispozitive de camere de luat vedere, eterice, da. Dispozitive de căi. Da. Așa, toate scoase. Dezactivate și trimise la reciclare. Și portaluri. Așa, rugăm spiritului să închidă, sigileze acele portaluri și să pună interdicție. Și o protecție cu interdicție pe toată casa lui. Da. Și înăuntru și în afară. Sigilat. Și le dea ordin să-și scoată stringurile din ADN-ul lui și toate interferențele și toate chipurile din ADN-ul lui, din sângele lui, din măduva lui, din toate organele, din toate corpurile energetice. Acum și pentru întotdeauna. Da. Wow. Văd cum și le extrag. Și intră în acea... Cel ecran. Da. Se liniștește. Și să înapoieze. Să înapoieze ADN-ul original. Acum. Da? ADN-ul, da, partea de ADN care i-au luat-o, da? 21% era furat. Lira, nu? 21%. Era furat, ascuns. Și rugăm spiritul să-l ducă în sursă acest fragment de ADN pentru curățare, curățare, activare și introducere de informații noi, acum. Rugăm să aibă loc. Da. Pachete informaționale care pe parcurs îi se vor activa, așa spunea. Așa. Da, pentru că va avea loc treptat, pentru că dintr-o dată ar fi prea mult pentru el, pentru partea fizică. Vor reveni încet, le încet, putere, abilități, memorii. Încet mai mult, da. Când începe și spațiul lui din casa lui să se curețe. Da. Așa. Da. Și ce altceva i-a mai luat? Să înapoieze tot ceea ce au luat, tot ceea ce aparține esenței lui. Da? Coduri, dacă i-au fost luate, coduri de lumină. Da. Abilități, energie. Abilități, acum că abilități, ai spus, da. Unelte de lucru, i-au luat. De fapt, sunt conectate la abilități. Amintiri. Apar așa ca niște sfere de lumină. De la familia lui, de lumină. Și acestea erau ascunse. Tehnologii. Informații de tehnologie, pentru că rasa felinoidă dețin tehnologii foarte înalte.
Foarte înalte, dar benefice, dar nu destructive. Tot ceea ce a fost luat să fie înapoi, să dea ordin, Gabriel, să fie returnat toate informațiile, toate tehnologiile, da? Și toate copiile, să nu rămână nicio copie la ăștia. Nu au dreptul, pentru că este furat. Este furat. Și returnează. Și tot ce îi se returnează, dus mai întâi în surse, rugăm. Da, asta mă uit și le duce spiritul. Așa, mulțumim spiritului care colaborează foarte frumos. Și ce a zis spiritului? Zice, am stat la coadă, zice, ca să ajung la voi. La coadă, așa, între ghilimele, știi, că aștepta. Zice, așteptam de mult timp. Momentul. Momentul, moment. Da. Da. Și le-ai introdus. Așa. Nu spune, nu mai sunt cine am fost. Știu. Nu mai crede. Da, pentru că au trecut multe vieți și s-au deteriorat, știi, dar să știi că esența rămâne, esența nu poate fi distrusă, oricât ar încerca ei, esența. În sensul că a mai crescut, nu, că nu în sensul... în sensul pozitiv, adică. Da. Nu este doar deloc de vechiul, vechea variantă. De ce? Hai să ne spună de ce. Ce l-a ajutat această experiență până la urmă? Am băgit să ne spune că e, nu a avut puterea care o are acum, atunci. Nu era 100% conștient de întreaga putere care este în el. La adevăratele potențiale. Da, are dezamăgire în corp. Care este dezamăgirea lui? Hai să vedem. Că nu a acționat cum acționează acum, dar îi spune spiritul că nu a stat eu o lecție și asta. Astfel încât să nu se mai repete, da? Să scrie acolo cu litere aurite, în sufletul lui, să scrie cu litere aurite lecția, da? Astfel încât să nu se mai repete niciodată, niciodată, în niciun alt univers, oriunde ar merge să mai experimenteze, să călătorească, să nu mai repete. Știe ce are de făcut. Își dizolvă dezamăgirea. Așa. Unde o ține? În ce zonă corpului? În piept, la inimă. La inimă. Toată dizolvată acum. Și din fizic, și din inimă, fizică rugăm. Și din lichidul inimii, rog sursa să trimită impulsuri de lumină către inima fizică, mușchiul inimii, pericar. Spiritul vă deasupra corpului fizic trimite pulsuri de vibrații. Așa. Pentru eliminarea substanțelor. Substanțelor care încă mai există în sânge, în lichidul inimii, da, în pericard, acel lichid cerem să devină pur, curat, ca o apă, ca un lac pur, curat, cristalin, dizolvate acolo, toate informațiile, toate substanțele, toți atomii din acele substanțe acum. Și din toate organele lui, din măduva lui, din neuronii lui de asemenea. Să rugăm sursa și spiritului să trimită impulsuri de lumină către creierul lui,
Chiar fizic, da, fizic, eteric. Și către întreg sistemul nervos. Pentru că ei mai pun și pe sistem nervos, da, implanturi, fire, toate deșeurile să fie topite, dizolvate, eliminate, acum. Da. La partea creierului era importantă acțiunea să creeze noi cărări modalități. Da, așa, să fie deconectate cele vechi, da? Toate deconectate acum și crearea de cărări noi. Da. Cu programe noi de la sursă. Da. Și de ce îmi spune spiritul lui că o să-i trimit o pisică în viața lui să aibă grijă de ea? Nu știu dacă îți plac pisicile, dar o să-ți placă de acum înainte. Are legătură cu... este un, o esență pe care o avea și pe planeta lui. Ce anume? Și animalul. Păi și acolo, chiar dacă era să fie noi, dau și pisici, ca și pets. Așa mi-a venit informația, nu știu. Iar pisicile sunt transmițători, dar și receptori de informații. Adică prin acea pisică care va apărea în viața ta, Gabriel, vei primi și vei transmite informații familiei tale, felinoide. De acasă, da, așa mi-a de venit. De acasă. Va apărea, da. Deja spiritul lui a pregătit, văd. Și mi-a zis, acum zice sufletul lui, uite, și iar mă înfior, zice, pentru că și-a adus aminte de, adică pune niște întrebări legate de familia lui, că și-a lăsat în urmă familie, ce s-a întâmplat cu ei. Pentru că au, sunt, trăiesc în comunități, au familie, au copii, au soț, soții. Ce s-a, ei au rămas acolo sau sunt și ei prinși captivi pe undeva? O parte feminină importantă pentru el nu o văd pe planetă, nu o văd încarnată. Așa, dar a rămas acolo? Unde o fi? Pe Sirius A, pe Lyra, pe Pleiades? E în siguranță. Și unde este? Informația vine că ea a transmis informații pe linie, pe linia da. Asta. Da, ea. Pentru că să știi că de câteva luni de zile au intrat felinoizi în contact cu mine. Mulți care transmit, au transmis informații, da. Ea observă acum procesul. Și întrebăm unde este. Zice că abia așteaptă să-l îmbrățișeze. Ea tot leu, sub formă de leu este? A. Sau, da? Tot, da. Și cum arată? E îmbrăcată? Știu că ele se... În general, felinoidele se îmbracă foarte maestuos, așa. Elegant. Elegant, da. Pare să aibă un material ușor și fin. E foarte blândă.
Da, nu așteaptă. Se îmbrățișează. Și este cumva pe Navandromeda? Pe Navandromedană? Îi văd corpul fizic. Da, pe o navă. De unde ei încearcă să ajute aici pe frate și surorile încarnate, nu? Da. Acolo. Wow, e interesant. Interesant. Ce anume, Ana? E interesant că vin, mă scuz că sunt clienți care au treabă cu partea asta galactică de federație. Așa, ce informații primești? Ea e acolo. Cine? Ea? Ea, are corp fizic, văd că are corp fizic acolo. Are corp fizic, ce densitate este? 5D sau 6? În 5, da, din 5. A, deci acolo are corp fizic, la nivele mai înalte este felinoidă, în corp de felină, nu? Da. Și când va ieși Gabriel, când își va finaliza aici experiența, se va duce acolo, nu? Direct. Îl vor... Da. Se vor întâlni acolo. Da. În forma fizică de acolo, nu? I-au văzut pe navă din 5D, se uită încoace, dar îl așteaptă cu siguranță. Pentru asta și venit. Da, exact. Minunat. Se întâmplă ceva la nivel vibrațional cu Terra, care le dă acces și le dă acces, ajute. Da, noi suntem cei care le dăm acces, noi de aici, de la ground, cum se zice. Da? Stabilim canale de comunicare, portaluri, frecvențe. Da. Uf. Așa. Ce are semn de trai? Cum o cheamă? Dacă îți vine vreun nume. Laila, amândouă am spus în același timp, Laila. Da, așa mi-a venit mie, Laila. Laidia. Da. Așa. Ce informații are să-i transmit acum pentru Gabriel de aici? Te aștept. Așa, și ce să aibă grijă? Ce i-ar prinde bine din punct de vedere alimentației? Sau Theta Healing este benefic pentru el? Să continuă să facă Theta Healing? Nu, să aibă grijă cu ce energie lucrează. Asta spune. Să discearnă, nu? Mai mult, să simtă mai mult. Pentru că acum va simți mai mult de acum înainte. Da. Iar spiritul lui, ce consideră? Este benefic Theta Healing pentru el? Sau sunt anumite interferențe și acolo, anumite portaluri? Sau să lucreze doar cu energiile de la sursă și atât? Pentru că îl văd, el are o atracție majoră față de... pentru că are abilitatea asta să se joace cu energiile aici, în astral. Așa. Aș putea spune un maestru. Ce frumos. Și are această atracție față de
Healing. Dar e mai mult atras de cuvântul healing decât de... decât de teta. Decât da. De tehnica în sine, da. Ca și cum a preluat, cum să zic, pași necesari, știi, pentru reamintire. El, de fapt, știe mult mai mult. E la nivel mult mai înalt decât este exact. Da, da, da. Da, da, da. Bun. Și va deveni și el ca un, cum îi zice, și el transmițător-receptor de energie. La un moment dat, cu cât se integrează ceea ce s-a lucrat astăzi, va intra în comunicare și va participa și el activ la eliberarea, da, planetei, Terra, de sub influența regresivilor, da, și instaurarea păcii și armoniei și frumuseții. Așa cum era menită să fie, de fapt, original. Așa. Și vreau să mergem acum. Rog spiritului, da, să-i activeze aceastea a sufletului. Aceastea a sufletului. Și să trimită o rază de lumină către Gabriel. Către sufletul lui, ca să vedem și acolo ce mai este de lucru, de rezolvat. Da. Acum, rugăm steaua sufletului lui Gabriel să trimită o rază de lumină și să zboare pe acea rază de lumină în sus, tot mai sus. E un albastru așa frumos. Da. Așa. Și verificați mai întâi, înainte de a intra, în exterior, să nu fie interferențe, modificări, aparate de dispozitive, da, de urmărire. Le-a curățat spiritul înainte. Da, bravo, mamă ce spiritare, wow. Wow, foarte activ, wow. Mulțumim. Bun, și să intrați acolo. Da. Și să vedem cum arată acel spațiu. Acel spațiu, de acolo sunt depozitate toate informațiile, toate, din toate viețile, contracte, legăminte, jurăminte, înțelegeri, cărți, povești, totul este depozitat acolo, tot ceea ce a trăit sufletul lui, da, din toate timpurile, linii temporale, dimensiuni. Totul este acolo, în acel spațiu. Și se facă lumină, să rugăm spiritul lui, să facă lumină în acel spațiu pentru a fi vizibile toate. Și sunt și pozitive și negative încă rămase. Da, era încăperea întunecată, să zic așa. Da, ne-am și cerut... Prăfuite, da, se văd prăfuite toate, da, n-a fost aici de foarte mult timp. De cât timp n-am mai fost acolo? De când i s-a introdus, injectat acea substanță? Spune că acestea s-au adunat între timp, dar el n-a avut acces aici. Nu, nici n-a știut de el. Le-a adunat spiritul lui acolo, le-a depozitat. Bun, hai să-și arunce o privire, da? Peste toate. Și să facă, să le trieze. Cele negative, vechi, prăpuite, murdare, cele care pe frecvențe joase. Să facă o triere acum. Da, 75% și rog să fie activat acel foc alchimic, acele flăcări în mijlocul încăperii de transmutare și în care poate arunca în acel foc tot ceea ce este vechi, negativ, expirat, interferat, povești false, memorii false. Au introdus multe povești false acolo de karmă, știi?
Le verifică spiritul. Și el, da, și sufletul împreună, pentru că până la urmă e vorba despre evoluția sufletului, să extragă ceea ce consideră că este important pentru evoluția lui, toate informațiile importante. Da, Ana, ce vezi? Spiritul transmite toate informațiile, le atinge pe frunte și îi dă absolut toate informațiile. Așa. Îi spune că vor fi una așa ce ești oricum. Așa. Exact. Dar să arunce toate mizeriile de acolo. La transmutare. Da. Facă puțin curat acolo, de praf. Da. Și să atingă toate acele foi, toate acele programe, da? Pozitive, să le activeze. Da, astfel încât de acum înainte să aibă parte de experiențe, încât să evolueze sufletul lui în moduri care să-i aducă bucurie, satisfacție, plăcere, râs, sănătate. Da, putem evolua și în alte moduri. Își creează noi. Așa. Programe, așa. E luminos, e curat, e foarte ordonat. Am văzut că ai extras multe informații. Și aruncat în foc tot ce nu mai este de folos. Bun. Așa. Bun. Și hai să mergem în cealaltă încăpere, să vedem aspecte. Ce aspecte există acolo, negative și pozitive? Hai să vedem. Câte? Da? Poate aspecte care mai sunt active pe alte linii temporale, care poate sunt care îl influențează negativ pe această linie temporală. Hai să vedem ce se întâmplă acolo. Acum. A, imediat ce am intrat în încăpere, a venit informația de două aspecte false fiind linii temporale false. False, sunt cumva clone. În experimentare. Știi că m-am gândit dacă nu sunt cumva clonele acele, dar mă așteptam să fie dezactivate complet. Sau le-am văzut pe acele linii temporale. Arată-i, da? Arată-i și... Sunt pe linii face. Așa. Nu cred că este benefic. Sunt benefice. Nu, sunt modalele care vor încerca, spunea. Știu că aveau ca un fel de backup acolo, știi? Da. Care, știi, mai mult să-i creeze confuzie și frustrare. Nu mai apare nimic aici. Apare un copilul în stânga încăperii. Un copil a apărut în stânga încăperii? Ia întreabă, cine este, să-i atinge? Să-l atingă și el. Cine este acest copil? Copilul interior. Copilul interior. Și cum arată, Ana, acest copil interior? Arată, are o salopetă albastră, albastru închis, pantalonaș scurt, așa. Câți ani are? 3 anișori. 3 ani. Da. Că a avut în această viață acolo primul contact cu ăștia. Și vreau să ia în brațe acel copil. În brațe și vreau să-i fac o transmisie, să-l atingă cu mâna lui, pe fruntea lui, să-i transmită toate informațiile, toate vindecările pe care au avut loc acum,
Da, să-i zic că sunt aici pentru tine de acum înainte. Te voi proteja, voi avea grijă de tine. Să-i transmită toate informațiile. Copiluțul îl recunoaște și se prinde de piciorul lui, plânge, îl ia în brațe și îl ascunde și parcă s-a transformat într-un bărbat. Dar văd că se integrează, dispare. În loc o maturizare. Și vrem acum să verificăm din nou, încă o verificare, o scanare. Rog sursa și spiritul lui ca o rază laser așa, să nu rămână niciun dispozitiv de manipulare a viselor, da? Din o curățenie și în inconștientului, în subconștient, în mintea conștientă, da? Încă o scanare, rog, da? De sus în jos și de jos în sus și de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga. Partea lui feminină, acolo avea un blocaj, dar și l-a recunoscut și l-a... unificat. Așa. S-a scanat, e totul ok. Hai să vedem ce era acum desfășurarea corpului emoțional, că simt că acolo mai e ceva de lucru. Și număr de la 1 la 3, iar la 3 ce reprezentarea holografică a corpului emoțional? 1, 2, 3. Da. Mama. Relația cu mama. O legătură, văd, legătură. Stringuri, nu? Da. Așa, să-și scoată, arată-i, da? Și toate blocajele, toate acele cumulări energetice din corpul lui emoțional. Da? Și atașamentele, dezamăgirea, ușurat. Așa. Trimis iertare. Să-i transmită, să transmită sfere informaționale, da, și mamei lui, tatălui lui. Și hai să vedem acum... Te rugăm și o... Da? Ca să se desprindă și din arbore, arborele genealogic. Pe linie masculină și pe linie feminină. Că sunt influențe și de acolo, știi? Și e bine să fie extrase. Și din ADN-ul, toate stringurile, da, din arborele genealogic și de pe partea feminină și masculină extrase din ADN-ul lui. Știi că se perpetuează anumite suferințe, anumite, da, acest ciclu. Și e mai bine să renunțe la aceste contracte cu arborele genealogic, pentru că și acest arbore e un program al matrixului. Da. Mi-a apărut imediat linia sa veche, temporală, modificată complet, a dispărut și s-a creat alta. De s-a desprins de la... Da, tot ce ține de karma, spune spiritul lui, totul a dispărut, nu mai este. Hai să vedem, mai verificăm o dată și cer activarea unui ecran, da? Să dea un ordin ca absolut toate entitățile regresive, de orice fel și tip. Da? Dacă mai sunt interferențe în câmpurile lui, să apară pe acel ecran acum. Dacă mai apare ceva.
Tentative, zice. Ce anume? Nu am înțeles. Pe ecran apar tentative. Spune spiritul, astea sunt tentative, dar oricum stau departe. E bișuna așa, știi? Parte în alta, dar adică se gândesc, oare cum am putea? Să-l mai prindem. Dar el spune de aici, da, dar el spune de aici. Nu, asta. Nu, asta a fost, nu? Uh-huh. Până aici. Da. Da. Gabriel, în fizic, cum te simți? Bine. Bine? Da. Ai reușit să simți ceva în corp sau să-ți vină anumite informații, imagini? Ai rezonat cu informațiile până acest moment? Da. Vibrații, așa am simțit. Furnicături, curenți, așa cum Vibrații, furnicături, curenți. Vreau să-ți duci mâna în fizică la fruntea ta. Vreau să atingi fruntea ta cu mâna. Și când te conectezi acum la fruntea ta, la al treilea ochi, acolo, spune-mi ce culoare percepi. Prima informație care îți vine. Prima informație, fără să te gândești. Ce culoare acolo? Atinge și conectează la acea energie. Nu simt culoare, nu văd culoare. Nu simt și nici telepatic nu-ți vine informația? Nu. Și dacă te focalizezi acolo, în acea zonă, și întrebi ce culoare este aici, și îți vine telepatic informația. Nu știu, zice galben. Galben, da? Bun. Asta ca să înveți să comunici telepatic, să te încrezi întotdeauna în spiritul nostru. Comunică cu noi. Dar este prima informație, da? Prima care vine. Să te încrezi în prima informație. Galben. De văzut, parcă am văzut gri, dar informația nu e galben. Ai văzut gri. Pentru că simt că mai sunt niște energie acolo. Ea atinge din nou acolo și vreau cu mâna ta fizică, dar și energetică, să scoți acele energii gri de acolo. Scoate-le și depozitează-le în cealaltă palmă. Scoate de acolo, da, extrage și depozitează în palma cealaltă. Curăță bine, scoate. Curăță bine tot. Scoate de acolo cu mâna ta, scoate. Astfel încât să nu mai simți acea energie gri. Poate sunt rămășițe, deșeuri rămase. Așa. Mai verifică să nu rămână nimic ascuns. E scoată, hai că începe să se curețe. Așa. Extrage. Așa. Și acum cum ții acea energie în palmele tale, cu ochii minții tale, să-mi spui în ce direcție se rotește. Mai informat. Direcția acelor de ceasornic. Direcția acelor de ceasornic. Și ce culoare ar avea acum? Un gri, dar se deschide parcă. Un gri care se deschide. Hai să transmutăm, da? Să-i schimbăm spinul. Așa cum o ții între mâinile tale, așa cum apuci acea energie, îi schimbi mișcarea de rotație. Invers. Invers și încep să o învârți din ce în ce mai puternic. Îl imprim frecvențe din ce în ce mai înalte, din ce în ce mai puternice, amplitudine și forță. Și mai mult, până când devine ca un vortex de energie, din ce în ce mai mare, mai puternic, care se rotește din ce în ce mai puternic și mai mult.
și mai mult. Învârte, 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 rotește, 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 rotește. Așa, și mai mult, și mai mult, și mai mult. Și două înapoi la frunte. Ce simți acum acolo? Mai simți energie gri? Parcă. Unde? În ce zonă? Cam pe unde ar fi? Aici, în zona ochilor. Ia mai curăță, da. Ia mai curăță, fă la fel. Așa, scoate și de acolo. Și în acest mod, Gabriel, poți face zilnic aceste scanări. Așa. Înveți să te conectezi la tine, la energia ta. Mai verifică pe unde mai simți. Scoate și de la tâmple. La ochi, așa. Scoate de acolo. Scoate și adună într-o palmă, da? Că e necesar să-i schimbăm spina. A mai rămas ceva? Mai simți energie gri prin cap? Pe la ochi, nas, gură, urechi? Așa, scoate și de acolo. Și așa scoate. Și o scanare așa și în exteriorul capului, da? În câmpul uteric. În corpul uteric. Așa scoate și de acolo. Așa. Așa. Și acum privește din nou mișcarea de rotație. Și schimbă-i spinul, da? Și încep să rotești. Și încep să rotești din ce în ce mai mult și mai puternic cu mâinile tale. Îi imprimi forță, amplitudine, energie și frecvențe din ce în ce mai înalte. Și mai rapid, și mai rapid, și mai rapid, și mai rapid, și mai mult, și mai mult. Poți, Gabriel, și mai mult. Și mai mult frecvențe și mai înalte, și mai înalte, și mai înalte, și mai înalte. Până o transmuți până la ultimul atom. Și mai mult, 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 și două la cap acum și la ochi. Așa, ora loc. Și las să se distribuie în tot corpul tău. Ce percepi, ce simți? Mai simți energie? Puțină amorțeală, parcă așa un pic de amețeală. Un pic de amețeală. Încearcă să-ți calmezi inspirația, da? Mai lină. Lină și ușoară. Lină și ușoară. Lină și ușoară. Lină și ușoară. Devii liniștit. Liniștit. Din ce în ce mai liniștit. Nu e necesar să faci inspirații profunde acum. Din ce în ce mai line și mai lente. Mai line și mai lente. Pentru că te-ai hiperoxigenat. De-aia ți-au amortit mâinile. Ana, tu ce percepi acolo? Din ce fizicul începuse să acționeze, acționa și sufletul. Dar era interesant că la început, într-adevăr, era o energie gri și el când a văzut deja de aici, din eteric, deja se produsese schimbarea, deci el a văzut grau și l-a văzut galben și spiritul stă și îl ajută, adică în același timp acționează și el pe lângă. Și Gabriel, număr descrescător de la 3 la 1, timp în care tu îți liniștești respirația, te relaxezi și mai mult și totul se liniștește în tine. Ca
niște valuri care se calmează, se liniștesc și devin line. Nu e necesar să inspiri atât de profund, nu mai este necesar acum. Dă-ți voie să ai o respirație normală. 3. Și intri în stare de relaxare profundă. Ritmul respirației tale se calmează, se liniștește. 2. Și mai profund, respirația ta devine lină, ușor, lină și ușor. Și mâinile tale se dezmorțesc, circulația sângelui. Și totul se calmează, se liniștește în tine. Unu. Și ieși mai relaxat și respirația ta relaxată, ușoară și lină. Și cu cât mai ușoară și lină este expirația ta și inspirația ta, cu atât te relaxezi și mai profund și te simți mai bine. Și cu cât te simți mai bine, te relaxezi și mai profund. Și permiți noilor frecvențe, energie, informații, să se integreze ușor în fizic, ușor, ușor, ca niște fulgi de nea care coboară către tine și se integrează în tine, în ADN-ul tău, toate celulele corpului tău, în toate organele, în toate sistemele. Schimbare și transformare și te relaxezi. Cu cât se integrează, cu atât te relaxezi și te simți mai bine. Și respirația ta lină, ușor, ușor și relaxat, relaxat, dar relaxat, mai adânc, mai adânc, minunat, minunat. Așa, bun. Și să-și verifici acolo în astral, chakra gâtului, da? Care inițial o văzusem un blocaj și glanda tiroidă. Da. Le-a modulat pe toate. Chakra inimii? Sunt toate bune. Ok. Împământarea? Aha. O face acum. Aha. Și conexiunea la sursă, da, refăcute, canale de conexiune la sursa de lumină pură întregi creații, de acolo de unde a început totul, acel canal, da, să fie reparat, să fie restructurat, da. Întărit, permanent. Da. Astfel încât să existe flux continuu. Și să lucreze direct cu aceste energii, de la sursă. Da. Bun. Ne spune spiritul său că e din cauza că conștientul încearcă să primească noile energii. Da, rog acum, adresez direct inconștientului lui. Subconștientului lui să deschidă porțile, da? Noilor informații, frecvențe, programe noi, acum, pentru binele cel mai înalt al lui Gabriel, bineînțeles. Să elimine tot ceea ce nu mai este folositor. Tot ceea ce face parte din vechiul eu, din vechiul sine, rog inconștientului să le elimine acum și să accepte să primească noile energii, noile informații, noile programe. Iar dacă există, dacă are obiecții, să se consulte cu spiritul și sufletul lui Gabriel și să ajungă la o înțelegere, armonizare, armonie.
ne acorde câteva nopți. Da, da. Sigur că da, are nevoie pentru că a fost obișnuit pe într-un anumit fel, dar vom merge acum pe implementarea unor sugestii în inconștient, astfel încât să-i fie ușor să le accepte și să lucreze în timpul somnului, în timp ce Gabriel va dormi și se va odihni. Inconștientul își va face treaba. Cu mare bucurie chiar, cu mare bucurie, să reorganizeze totul acolo. El este bucuros să o facă pentru Gabriel. Și rog spiritului Gabriel, inconștientului Gabriel, întotdeauna să-i ofere 3 soluții la orice problemă s-ar confrunta, la orice provocare. De acum înainte, cât va mai fi încarnat, totuna să-i ofere 3 soluții pozitive, benefice, sănătoase, creative. La tot ceea ce va avea nevoie de acum înainte. Și mulțumesc pentru asta. Și acum, Gabriel, rămâne focusat doar pe vocea mea, care este vocea schimbării tale.